Trupe de renume din lumea muzicii rock au urcat pe scenă și au încântat publicul călărășan cu melodiile lor. Compas, Urma, Altar, Alternosfera au oferit un spectacol memorabil în prima seară a festivalului, ridicând standardele pentru zilele ce aveau să urmeze. Pe lângă muzica de calitate, festivalul a oferit și o expoziție impresionantă de motociclete, adevărate bijuterii pe două roți, care au ajuns la călărași din toate colțurile țării. Pasionații de motoare au avut ocazia să admire modele diverse și să interacționeze cu entuziaștii acestui domeniu. Spectacolul a continuat și sâmbătă cu alte patru trupe pe scenă, Cuibul, Byron, Trooper și Zdub și Zdub, care au menținut energia și entuziasmul publicului la cote maxime. Și una, două, trei, asemenea, a avut loc și o paradă moto care a străbătut străzile din municipiul Călăraș, atrăgând atenția și admirația localnicilor. Seara s-a încheiat cu o tombolă în cadrul căreia trei norocoși au câștigat premii consistente, o școală de șoferi pentru motocicliști, un echipament complet pentru motocicliști și marele premiu, o motocicletă. Festivalul Danubius Motorfest este organizat de Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, Legio Phoenix MC România și Consiliul Județean Călăraș. Acești organizatori au reușit să creeze un eveniment de referință pentru iubitorii de muzică rock și motociclete, consolidând astfel tradiția începută anul trecut.